Ansamblul folcloric Maria Tănase a fost vizitat astăzi de coșar. Asta deoarece conducerea ansamblului a hotărât ca înainte de începerea iernii să fie desfundate cele 7 sobe din incinta clădirii. Ne-am mutat noi din 2000 aici și niciodată nu a venit coșarul ca să ne desfunde sobele și să ne aducă și mult, mult noroc. Noroc avem noi, dar vrem și mai mult noroc. În orice caz, ne-am gândit, pentru că tot anunța lumea că o să fie o iarnă extrem de geroasă, să ne pregătim și noi. Pentru asta am vorbit cu domnul Drăgoi, a fost extrem de amabil cu noi, a adus meseriaș, eu vreau să vă spun că e dotat de nu se poate, n-am văzut, coșar, dar ăsta e de la ultramodern, cu camere, de lua vederi, cu... Și se pare că se mișcă extrem de repede. Suntem pregătiți toți de muncă, nu vedeți, să-i ajutăm și noi să terminăm cât mai repede, că s-ar putea să ne ia frigul și să nu ne prindă nepregătiți. În fiecare toamnă, Ionel Drăgoi, coșar modern de meserie, trece la verificatul și desfântatul hornurilor. S-a ieșit coșarul în drum și o să ai ce vrei de-acum. Griji, nevoi, necaz, durere, se vor duce ca un fum. Sunteți printre puținii coșari care totuși adoptați o altă atitudine. Sunteți mai modern decât vechii coșari cum erau înainte. Prima dată atitudinea e de responsabilitate. Că mai există cazuri în care oamenii au nevoie numai de adeverință, să-i se poată desigi la o sobă centrală sau ce receptor, orice alt receptor la coș. Lucru care nu se poate întâmpla, pentru că în momentul în care eliberezi o adeverință, noi avem și un termen de garanție pe lucrare. Iar eu nu pot să fac lucrul ăsta până nu fac cel puțin o videoinspecție pe coș. Ne lovim mai mult de faptul că coșurile de fund sunt destul de vechi. Noi am început să facem treaba asta profesional pentru că suntem constructori de coșuri, de sisteme de coșuri profesionale. Și ajunsesem la punctul în care montasem foarte multe coșuri și trebuia și mentenanța lor. Trebuia cineva să le și curețe, nu? Și pe lângă coșurile le facem și alte lucrări. E simplu, la sobă se desface capacele dacă are, dacă nu capacul de sus. E simplu pentru cine știe, pentru cine nu știe e complicat. Ți-a ieșit coșarul în drum și ai să ai noroc de acum. Eu l-am întâlnit. Rămâne de văzut dacă îmi va purta sau nu noroc această întâlnire de acum înainte. Ionel Drăgoi a învățat meserie de la socrul său după ce și-a terminat studiile universitare în anul 1992. Cum ați învățat? Habar n-aveam cum arată o sobă. Da, am terminat facultatea în 92 și în 94 m-am apucat de treaba asta, de nevoie prima dată. M-am apucat de făcut sobe. Socrul meu a fost sobar. Și nu, că trăiește, vorbesc la trecut pentru faptul că nu mai lucrează, nu mai poate să lucreze. Și am început de la construcția de sobe. Și era obligatoriu să curățăm și coșul. Mai cu sârma, mai cu șomoiogul, mai cu ce aveam. N-aveam scule profesionale acum, avem camere de videoinspecție pe coș, avem tije, fibre de carbon, perii, polipropilenă, că și curățatul unui coș, dacă e coș metalic. Dacă v-ați imaginat că sunt un magician, vă înșelați. Mă aflu în prima mea zi de muncă ca ajutor de coșar, așa că mi-am luat toate ustensilele necesare pentru a merge să dau o mână de ajutor. Coșarul are și un mesaj pentru telespectatorii TV Oltenia. Nu e un mesaj simplu, nu vă jucați cu focul, lăsați-ne pe noi. Am terminat. Trebuie să recunosc că nu e deloc ușor să fii coșar, însă prefer să revin la meseria mea de reporter. Dacă în urmă cu 10 de ani coșarul le lăsa talismane norocoase celor cărora le ieșea în cale, coșarul modern îți dă o monedă aurie personalizată. Am primit și eu o monedă norocoasă de la coșarul nostru modern. Se pare că am trifoiu. O să fie cu noroc. Se vor duce ca un fum. Crede.